tare. Câștigătorii la puncte sunt, haideți să vedem clasamentul. Primul cuplu, Diana și Cătălin, 170 de puncte. Mai departe, Monica și Leonard, 180 de puncte. Carmen și Florin, 140 de puncte. Dragii mei, aproape, ați fost la un singur răspuns. Cine are cel mai puțin câștigă, nu? Cine are cel mai puțin? Aici, până la urmă, nu câștigă nimeni decât noi toți câștigăm faptul că reușim prin această emisiune cu vedete să donăm niște bănuți pe care... În cazul de față, astăzi, Monica și Leonard îi pot înmulți sau mai pot scădea din ei în funcție de ce vor ști să răspundă la ultima rundă. Monica și Leonard, sunteți câștigătorii ediției și vă rog să veniți aici, luați o tabletă, Monica. Felicitări tuturor celorlalți și m-am simțit foarte bine alături de voi. Hai, moșu, hai! Monica, tu vei paria și tu răspunzi. Da, am înțeles. Te bazezi? Te bazezi, tot ce pariezi tu pe răspunsul lui, câștigi dacă el știe să răspundă corect sau pierzi dacă el nu știe. Okay. Acesta este regulamentul. Haideți să vedem prima întrebare. 100 de euro. N-avem banii voștri, ne pare rău. La noi e numai din până la 50. Ok, 50 de euro. Noi nu ne permitem. Completați proverbul. Cine se frige cu ciorbă... Suflă și în iaurt. Corect! 50 de euro. Hai, tot 50 de euro. Care este capitala Canadei? Ottawa. Ottawa! 50 de euro. A treia întrebare. Exact. Chiar voi sunteți canadieni? Ai și da, cetățeni? Da. Wow. Ne bucurăm că ne-ați ales și că ați rămas lângă noi. E mai bine acasă, nu? Acasă întotdeauna, când spui acasă, deja... E mai bine acasă. Cu bune și cu rele tot e mai bine acasă. Următoarea întrebare. Cât pariem? Pot să nu pariez nimic? Pariază și tu minimum. 10, uite, 10. 10. 10. Care este cel mai mic os din corpul uman? Os? Da, cel mai mic. Oh! Os. Mic, mic, mic. Mic, mic, mic. Os. Pis. Cărița. Pis. Cărița. Ureche. Cărița. Scărița. Da. Scărița. Ciocănelul. Scăricica. Uh-huh. Da. Da. O scărița. Okay. Mergem la a patra întrebare. Aici e o chestiune mai mult. Scărița, am rupt eu la... A patra întrebare. Cât pariezi? Tot 50 de euro. Numiți repede patru animale care încep cu litera L. 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 Animal. Leopard. Încă. Lemur. Da? Cum îți spune ție? Hai, zile, zile. Leu. Leu. Leu și încă unul. Sup. Dăm 50 de euro, că n-avea cum să nu le știe. Hai să dăm, hai. Mai departe, a cincea întrebare. 10. Calculează câți ani au trecut de la Revoluția din 89. Câți ani au trecut de la Revoluția din 89? Suntem în 2017. 27. Încă 1. 28 a fost. Asta e, las, n-are. Dacă a fost în scurt, în noiembrie, imediat a făcut decembrie, ianuarie și gata, am zis, asta e Revoluția. Că nu s-au... Da, așa e, așa de când e, cât a... Noi am fost mai liniștiți, atunci s-a terminat în ianuarie și de-aia am zis, sunt acum început, s-a terminat Revoluția, de prin 90, terminat din 90, da. A șasea întrebare. N-are cum să nu știe, n-are, păi voiam să scrie de acolo. 27, 28. 28. 30 de euro. Tot cu 27, eu tot cu 27 sunt. Pe malurile, deci 30 de euro, da? Da. Dar știe, puteai să-i dai maxim. Pe malurile cărui râu se află stațiunea Sinaia? Prahova. Prahova, 30 de euro. A șaptea întrebare. A șaptea, și asta e simplă, ia fii atentă. Ok, 50 de euro. Din ce parte a teiului se prepară ceaiul de tei? Din frunză. Oh. Din frunză, din floare, pardon. Ia să văd dacă la asta te pricepi. Asta e mai mult pentru cei care folosesc homeopatia. Dacă nu m-a ascultat, vârsam o lacrimă. Ce-am, era mai amărât, făceam din frunze. Da, 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 corect. O dădeai tu, o drăgeai. Aveam amărâțile, n-aveam decât frunzele. Când în vișelie dormeam pe soră, m-am înveleat cu fratele. Așa a zis. Da. Și aveam geamuri acasă. Tu ce n-aveam? Aveam aer condiționat. Păi cum? Eram condiționat de aerul de afară, când aveam geamuri. Așa zicea vijelie că mă dormeam pe sor, mi-am înveleam cu fratele. Da, dormeam pe sor, mi-am înveleam cu fratele, am fost amărât. Să vedem, a opta întrebare.
Nu știu dacă pasta o știu doar cei cu homeopatia, s-ar putea. Cum îi se mai spune în popor plantei Atropa belladonna? Da, ea e. Asta e, am avut dreptate? Da. Atropa belladonna. Belladonna, da. Belladonna îi se mai spune mătrăgunei, exact, Florin. Mătrăguna. A noua întrebare. Nu urăsc pe nimeni să-i ofer mătrăguna, așa, așa că n-am treabă cu... Tocmai de aia nu te-ai 50 informat. 50 de euro. Conform înțelepciunii populare, ce se întâmplă dacă tăceai... Filozof românei. Corect! Și ultima întrebare. Mamă, câți bani aveți. Și ultima întrebare. 50 de euro. Ce face un lustragiu? Lustragiu? Da. Lustruiește... Ce? Tacâmurile. Panto. Pune lustragiu. Lustragiu e la... Da. N-are nimic. Lustruiește pantofii. Lustruiește, pentru că aici se termină emisiunea. Eu vreau să vă mulțumesc tare mult, să vă doresc sănătate multă. Uite, punem aici suma voastră. Și măicuța domnului. Sănătate și măicuța domnului. 700 de euro pe care îi va pune... Te rog frumos, ce ai făcut? Ce ai făcut? Mi se lipesc degețelele. Mi se lipesc toate. Vă mulțumesc mult, Diana și Cătălin. Carmen și Florin, vă rog să veniți alături de mine. Mă bucur că am avut ocazia să petrecem o după amiază frumoasă și vă doresc sănătate și vouă și copiilor și...